Și iar ai venit. Și rața pică. Bravo. Ei, numai cât trebuie. Uite-te, Michi, e numai cât trebuie. Ne încadrăm într-un fărtai de ceas. Doamne. Știi ce înseamnă un fărtai de ceas, nu? Un fărtai de ceas? Începe cu adresa sau cum zice Baia Veselică? Cât e ceasul Ioane? Ioan zice, se uită la biserică, zice, doi fără un fărtai. Ah. Deci, doi fără un sfert. Dar culmea. Așa era. Dacă era, de exemplu, 2 și 15 minute, el zice un sfert la 3. Un sfert la 3? Era vorbitor de limba engleză. Da, da, mai da, da. La bună întâlnire, dragilor și dragilor, ați poposit exact la emisiunea Ca la mama acasă. Unde trebuie. Unde Mircea va găti, iar eu voi povesti. Și vei gusta. Ce par? Încep să par. Nu uitați-vă ce modest sunt. Deștept sunt. Frumos. Nu mai povestim. Păi, trebuie așa. Plus că sunt la litera D în cartea de telefoane. Domnul P. Acolo te-a trecut. Astăzi, pielul o mâncare, face miară de o mâncare așa. Arpacaș cu ghiveci, având în vedere că e luna lui cuptor, la cuptor, m-am păcălit, nu e iunie, numai la Federația Română de Fotbal, iulie. Să găsesc datele. Datele, știți, an bisex, nu e an bisex, e an bisect. Da. Cum vrei tu? Hai, arpacaș la cuptor? Arpacaș la cuptor cu... cu ghiveci, cu un fel de ghiveci. Hai. În care vom folosi ciuperci, ceapă și un semi-preparat de toamnă, pentru iarnă. Tot un fel de ghiveci în care avem ceapă, ciuperci mai mărunte și gogoșar copt. Seamănă cu zacuscă, dar nu avem cu vine se poate mânca și ca atare, și ca și o garnitură. Chiar? Da, dar se poate și completa. Să faci diferite sortimente de zacuscă, având la bază acest produs. Eu te las să le spui dragilor de ele. Curățăm, te despre rog, ce povestea în emisiunea noastră de astăzi. Vreau să spun că folosim neapărat arpacaș. Arpacașul este... Deci noi facem mâncare de arpacaș cu arpacaș. Da, se face din grâu, se spală. Cam 250 de grame de arpacaș, care îl spălăm în 2, 3, 4 ape. În ce supermarket găsim arpacașul? Este dacă... peste tot acum. Da. Și eu aș recomanda spălările astea succesive să se facă alternând apă rece cu apă caldă. De ce? E un pic mai bine, începe deja să se umfle. Și îl punem într-un vas peste noapte, peste arpacajul din vas, turnăm 2 litri de apă clocotită, acoperim vasul și lăsăm peste noapte să se umfle. Eu l-am lăsat de ieri și deja l-am și pus la fiert, să fierbe în aceeași apă în care a fost el opărit. Așa. Se pune puțină sare și cred că în 15-20 de minute va fi suficient de bun încât să-l folosim la preparatul nostru. Hai să folosim o nouă unitate de timp. Nu mai spunem 15 minute, spunem o emisiune și un pic. Așa. Să... Când avem nevoie de... Câte cepe? 2 cepe așa. Usturoi? Usturoi nu ne trebuie astăzi, dar... Dar să curăți un cățel. Pune un cățel. Hai că să pune... Usturoi niciodată nu strică. Mi-am spus că e cel mai bun... După ce începem să tăiem și ciupercile și ceapa, ceapa o tăiem peștișori, ciupercile o să le tăiem tot așa în felii. Deci eu nu înțeleg. Ceapa o tai peștișor, usturoiul e cățel. Da. Suntem, parcă suntem la grădina zoologică. Ori e ceapă, ori nu mai e ceapă. Bun, o să curățăm un pic ciupercile. Ele sunt spălate, dar totuși o să le dăm jos. Unii zic că eu nu trebuie să le dăm. Eu spun doar că le spăl și le mănânc crude. Așa și eu le mănânc. Dar acum eu aș vrea să fie un pic mai alifioasă compoziția noastră și să se și facă mai repede. Sunt ciuperci proaspete de cultură. Acum, sigur că dacă... arpacașul la cuptor fără ghiveciu respectiv. Ghiveciu putem să-l facem proaspăt, din ardei rapid, doar îl copt. Dar poți să faci un ghiveci cu arpacaș din ceapă, morcov,
Știi că la țară se face ghiveciu cu orez, nu? Păi, la țară iarna nu-i ca vară, așa că omul gospodar își pregătea deci noi îl facem acum cu arpacaș, dar îl facem un pic, ca să zic așa, gratinat la cuptor. Vom folosi și bulion. Așa mânca șelelul din Hida, dacă vă aduceți aminte, toate mâncările lui erau gratinate. Erau gratinate. Și întotdeauna, în timpul mesei, consuma vin, iar digestivul era la final. O strocșală... Da. Un fildeț, nu măcar. Nu îmi spui povestea cu medicul și pacientul? Hai să-l spunem și telespectatorilor. Te rog, spune-l. Hei, zglumele veșnice cu... Ai printre cunoscuți și tu medici, ai și medici, polițiști, dar asta nu înseamnă că nu le spunem unele dacă sunt bancuri cu glumițe. Dacă sunt bancuri cu milițieni, știi care e unitatea prostiei? Milic, nu? Nu, țianu. Țianu. Iar el, țianu, unitatea, are și submultipli. Decițianu, centițianu și milițianu. Și milițianu, știam eu ceva. Acum bancuri cu... Ei, povești cu medici. Un doctor intră așa, rapid, în sala de... recuperare sau reanimare, unde după operație un pacient care scăpase stătea necăjit, palid, în zona lui așa discret acolo și doctorul direct la el: băi, tu mi-ai dat mie 300 de euro. Nu, domnul doctor, eu nu. De ce? Aia, bine, aia a fost o glumă. Da, eu spun că-s numai glume. E-s glume, nu... Și glumim, măi, da. Asta e realitatea, ce să facem, nu? Gata, cred că putem începe. Zi. Am văzut, ai muncit. Arpacaș, hai să... Ghiveci. Ghiveci. No, haideți, e luat. Ei, ca întotdeauna arată bine pe din afară. Da. Cu ce strat începem? Nu ungem deloc? Ungem, ungem. Acum chiar că ungem un pic cu ulei. Așa. Dacă nu avem ulei, putem pune un pic de oloi. Da, e la oloire, nu? Da, sigur. Și pe petrusche, oil, surplusul rămâne. Sigur. Deci primul strat... Se ridică, ca de obicei. Primul strat... Un pic de ghiveci. Un pic de ghiveci. Dacă n-ar fi post, un pic de cărniță. Ei, atunci o să facem altceva. Un strat de arpacaș. Evrei l-au dus în Hida. Și se folosește și la rețeta de... de ciolent. Nu știu arpacașul? Dacă ți-a spus. Păi arpacașul, în loc, da? De razalei. În loc de razalei. Da, dar ei la arpacaș le spunea, îi spunea gherșli. Cred că și ungurește tot. Acum vreo 2-3 ani, la festivalul de gătit în aer liber, n-am gătit noi un ciolent cu gherșli?
nu, am zis, am pomenit de Gerschli în momentul când am zis, îl făceau și cu raza lui și asta cu... e. Dar noi n-avem atât. Memoria, vârsta și inteligența m-au încurcat la această fază. Mai ales ce știu eu. Da. Modest sunt. Știi că într-o filmare mai veche de-a noastră, în timpul filmării acum bărfește, nu vă las, vorbeam, să nu-l credeți, să nu-l credeți. Vorbeam despre... Despre? Despre... Tu vorbeai că eu găteam. Vodka din fasole, nu știu dacă știi. Ei, să știi că noi în care... Polonia. În Polonia. Noi ne pregătim acum de plecare. Noi... Noi niște, poporul. Niște țărani, niște țărani. De plecare la o competiție în zona Horezu. Și ca de obicei eu duc tot felul de pălinci. Și rachiu și descovină și... Știi ce am descoperit în ultimul timp? Un tip din satul mare, atenție, satul atenție, mare, acum, din satul mare, da, da, face pălincă din nuci. Din nuci? Din nuci. Nu am văzut, nu știu cum e, de-abia aștept să îmi completez colecția, dar fii atent. Aici bărbații, aici bărbații pot să fie scutiți de violență. Da. Unde mergi, dragule? Mă duc la o nucă. M-am dus să iau o nucă. Auzi, din nuci, eu am, tu știi că am mai vorbit noi, ulei de nucă, oțet de nucă. Da. Prima dată când aud țuică. Că se face țuică. Dacă ați auzit de această țuică importată, e foarte simplu pe nutriția.ro. Și dacă ne dați detalii, și eu... ne bucurăm. Ne bucurăm. Și ne nu ne îmbătăm, nu. Doar ne bucurăm. Ne bucurăm. Asta a fost gândită, am început cu ghiveci, am terminat cu ghiveci sau așa e? Așa s-a nimerit. Putea fi și invers, nu e nicio greșeală. Pentru că noi oricum o să punem și un pic de buion. După ce e... Așa, punem acum, încât să fie și un pic mai acrișor. Dar ai spus arpacaș cu ghiveci la cuptor. Da. Arpacașul este fiert. Ciupercile sunt călite. Cuptorul ce rol are? Îl băgăm în cuptor să-și întrepătundă un pic aromele. Se fac prietenele, aromele. Da. Și și asta se poate mânca, parcă e ca și vinul. Cu cât stă mai mult, cu atât e mai bun. Și a doua zi e bun. Dar noi, în prima fază, o să-l băgăm în cuptor cu un pic de folie. O băgăm un pic în cuptor. Și după aia o mai descoperim. Cuptorul sau... sub 200 de grade? 180. 180. 180 de grade. Oricum, e destul de mult lichid și nu se va întâmpla nimic. Puțin frige. Gata. Și la cuptor pentru 15 minute, adică timp de o emisiune. O emisiune și un pic. O emisiune și un pic. Arpacașul Mircea, ghiveciul, cuptorul... Sper că nu ne arde. Arpacașul, cuptorul... Crezi că o să iasă avor precis? Clocotește, clocotește! Bă, eu zic că n-arată rău, nu? Păi din afară la noi în emisiune n-arată. Simt grâu. Și nu simt și ciuperci. Uite, uite. Uite. Am venit la armată, știi? Cu să nu spun în altă parte. Să nu spun în altă mâncare parte. De post, dar uneori simțim nevoia să mâncăm și asemenea. Da. Arpacaș cu ghiveci la cuptor. Îți dai seama că dacă n-ar fi de post, vorba ta, s-ar putea un pic de cărniță și am putea da de un pic de cașcaval și ar fi o mâncare iar. Eu zic că o porție obișnuită. Eu aș zice să faci o pauză. E foarte fierbinte. Da. Sfertul culinarul academic a luat sfârșit. O lăsăm să se... Mai sunt 3 minute de gustat, dar hai să o lăsăm să se răcorească. Corect. Mircea, dragă, îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Mă bucur că nu te-ai pensionat. Cu mare bucurie. Săptămâna a viitoare ne gătești ca întotdeauna. Ce să vă mai spun? Ca la mama acasă, cu toți pe lângă masă și să nu uitați, să mâncați bine.